Într-o ședință ordinară de pomină, consilierii județeni au votat pentru schimbarea regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Ighe Bibicescu, una dintre instituțiile de cultură fundamentale ale județului nostru. Probabil pe fondul unui spectacol sinistru al intereselor, moștenirea marelui publicist și cărturar mehedințean, cel care a lăsat moștenire românilor de pretutindeni cea mai vastă colecție de carte, este călcată pur și simplu în picioare. Inițiatorul proiectului, adică Taman, președintele Consiliului Județean, motivează necesitatea modificărilor prin alinierea la aleși ordonanțe privind managementul instituțiilor de cultură din România. De fapt, anomaliile ce răzbat din modificările aduse regulamentului sunt de natură să șocheze pur și simplu, de exemplu, în lumina noilor modificări, dacă managerul se află în imposibilitatea de a-și exercita funcția, Consiliul Județean va stabili un înlocuitor pe care managerul îl va fi obligat să-l numească printr-o decizie. Un fel de a scoate castanele din foc cu mâna altuia. Pe de altă parte, Consiliul de Administrație are când rol consultativ, când rol executiv. Liberalii au refuzat să voteze proiectul și chiar s-au amuzat pe seama lui, dar asta nu i-a împiedicat pe cei din majoritatea PSD să-l voteze cu o rapiditate demnă de o cauză mai bună. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare Bibliotecii Județene Ighe Bibicescu. De ce un regulament care atâta vreme ne-a actualizat și ne-a modificat, de ce trebuie să vină atât de repede în ședința de Consiliul Județean? Atât de repede spun că a fost prezentat, așa cum a fost prezentat și a dat la mapă, cu următoarea de oră înainte de ședința, de președință din Consiliul Județean. Ordonator de credite va stabili un locuitor care va fi numit prin decizia managerului sau prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, în cazul refuzului emiterii deciziei. Adică, aici chiar că nu înțeleg. E o chestiune care pe mine mă depășește. Prima dată nu s-a înțeles managerul managerul cu președintele Consiliului Județean, după care imediat sunt două posibilități, fie managerul, fie, mai bine spunea direct, domnule, că nu se înțeleg, președintele Consiliului Județean nu mă numește și atât. Nu ne facem că glumim aici. Consiliul de Administrație are rol consultativ și știm cu toții ce înseamnă avea rol consultativ în Consiliul de Administrație. Adică nu aprobă, nu hotărăște, doar avizează și înaintează spre aprobare eventual. În schimb, avem la N41, aprobă criteriile de aprobare. Niciodată nu face Consiliul de Administrație, ci invers, manager propune spre avizare Consiliului de Administrație. Deci domnul de la Resurse Umane are lacune grave, sincer, părerea mea. Analizează propunerea de achiziționare de materiale consumabile, adică vreți să spuneți că eu ca manager, oricine ar fi manager, dacă vreau să cumpăr, că rămân în criză, eu trebuie să aștept un consiliu de administrație ca să cumpăr 3 pixuri și 2 coli? Nu sunt inventată de noi, nu sunt modificată de noi. Acum, e și de râs, e și de plâns. Ăsta cred că e un efect. Efectul dencilă, Vasilica. Citesc articolul 45. Sunteți pregătiți? Sălile de lectură în cadrul Bibliotecii Județene sunt, sub punctul 1, sala Ighe Bibicescu, cu următoarele atribuții. Da. Între noi fie vorba, și eu nu greșesc. O sală cum poate să aibă atribuții? Dincolo de toate aceste anomalii, Consiliul Județean a încălcat grav legea transparenței decizionale, mai exact legea 52/2003. Potrivit acesteia, proiectul ar fi trebuit lansat în dezbatere publică timp de 30 de zile și abia apoi supus aprobării consilierilor județeni. Ori proiectul a ajuns la mapa consilierilor cu o jumătate de oră înainte de ședință. Dar vorba aia, cine mai are nevoie de transparență la Consiliul Județean Mehedinți? Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publicului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ. Se arată în legea 52/2003, articolul 7, alineatul 2. Pe
Pentru că liberalii i-au dat planurile peste cap, Aladin Georgescu a profitat de o situație conjuncturală generată de faptul că în sală urma să se țină ședința Consiliului Local și a rugat pe consilieri să voteze mai repede proiectul. Cei de la PSD nici nu au stat pe gânduri. Care ar putea fi cheia acestei viteze cu care s-a modificat regulamentul de funcționare al bibliotecii județene? Poate că pe de o parte președintele s-a învățat să își execute subordonații la fel ca și pe primarii ce nu i s-au supus, iar pe de altă parte poate că intenția angajărilor apropiaților prin subordonatele CEJA a fost zdruncinată de unii manageri incomozi.